Raci începe în forță săptămâna, bani și reușite profesionale le rezervă astrele pentru astăzi. În schimb, scorpionii nu vor fi în cea mai bună formă. De ce mai exact aflăm de la Andreea chiar acum. Horoscopul urmează. Bună dimineața, Andreea! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ziua de luni cu siguranță nu este pe gustul scorpionilor, pentru că astăzi vor încerca pe cât se poate să mai scape din responsabilități, dar să vedem toate predicțiile pe larg chiar acum. Pornirile impulsive ale nativilor din zodia Berbec vor determina conflicte, mai ales în mediul profesional. Calmul și stăpânirea de sine iar ajuta să aibă o zi mai liniștită. Taurii vor avea o zi excelentă, vor avea un început bun de săptămână, atât la serviciu cât și în plan familial. Geminii se vor dedica întru totul proiectelor profesionale și rezultatele pozitive nu se vor lăsa așteptate. Aceștia sunt puși pe fapte mari, vor demara afaceri importante și își vor spori cu ușurință bugetul. Leii sunt duplicitari în anumite situații și asta le va aduce neplăceri serioase, îi așteaptă din păcate o zi tensionată. Fecioarele își asumă prea multe responsabilități și riscă să nu le poată duce la capăt. Pentru a fi sigură de reușit, ar trebui să facă mai puțin, dar bine. Balanțele sunt în formă și vor duce la îndeplinire tot ceea ce își vor propune. Le așteaptă și vești bune legate de un membru de familie. Scorpionii se vor mișca greu. Astăzi, ziua de luni nu este pe gustul lor. Vor amâna treburile programate și mai mult vor lenevi. Nu putem spune același lucru despre săgetători, care vor fi foarte harnici, conștiincioși și vor avea rezultate remarcabile în tot ceea ce vor întreprinde. Capricornii se vor bucura de evenimente frumoase la serviciu, multe așteptări de ale lor pot prinde contur astăzi, așadar un început de săptămână promițător. Vărsătorii vor avea o zi liniștită, vor evita să se implice în dispute și confruntări, vor sta în banca lor și își vor vedea de propriile interese. Peștii stau de minune la capitolul comunicare, vor reuși să bată palma pentru demararea unor proiecte importante. În plan familial, totul este la superlativ. Atât pentru acum, ne revedem la Dimineața Mondenă. Andreea, mulțumim!